ziua, dragile, și bine ați venit la o nouă lecție de educație pentru societate. Astăzi începem un nou modul și sunt eu, Petruici Silvia, profesoară de istorie și educație pentru societate. Unitatea de învățare pe care o începem astăzi se numește responsabilitate. Iar la finele acestei unități de învățare vei învăța să aplici reguli și legi pentru conviețuire pașnică într-o societate democratică. Vei învăța să analizezi reguli și regulamente școlare din perspectiva respectării corectitudinii, echității și dreptății. Vei învăța să exprimi opinii critice pentru a influența în mod constructiv procesul decizional la nivel de clasă sau poate chiar de școală. În cadrul acestei unități de învățare vom studia mai multe subiecte, cum ar fi valori personale și valori comune, natura responsabilităților umane, responsabilitatea în luarea deciziei, responsabilitatea acasă, la școală, în comunitate, responsabilitatea legală și cea morală, responsabilitatea civică, iar la sfârșit vom încerca să facem niște reflecții. Ce este așadar responsabilitatea? Cu ce asociem acest termen? Știm că a fi responsabil înseamnă a fi conștiincios, a fi cumpătat, echilibrat. Responsabilă este o persoană care are simțul răspunderii, acela al datoriei, un fel de conștiință a datoriei. De fapt, există mai multe explicații acestui termen. Valoarea ar însemna o însușire a unor lucruri, fapte, idei, fenomene, ce corespund necesităților sociale, idealurilor generate de acestea. Suma calităților care dau preț unui obiect, unei ființe sau unui fenomen. Însemnătate, preț, merit. Am putea începe această temă, tema noastră de astăzi, care se numește valorile comune, cu valorile general umane și care sunt ele. Eu cred că cunoașteți din clasele mai mici despre valorile general umane care întrunesc binele, libertatea, adevărul, iubirea, echitatea și multe altele. Ce înseamnă, de fapt, acest termen comun? Înseamnă care aparține mai multora sau tuturor, sau ceea ce aparține unei colectivități. Cu alte cuvinte, valori comune sunt valorile care aparțin unei colectivități. Valorile comune sunt recunoscute, acceptate, respectate și promovate de întreaga comunitate. Și își găsesc reflectare în principiile de conviețuire și normele de comportament stabilite în societate, care includ atât reguli și sancțiuni morale, juridice, religioase și altele. Valorile au un rol foarte important în formarea și evoluția personalității, ghidându-i judecățile, opiniile, acțiunile și care de regulă se exprimă prin atitudini. Valorile pot fi clasificate în diferite modalități. Putem vorbi despre valori general umane, adică cele acceptate de toți, despre care am vorbit mai devreme. Bine, toleranță, frumos, adevăr și altele, care stau la baza formării și dezvoltării statelor democratice prin respectarea legilor și a normelor morale. Sunt valori personale, adică cele specifice pentru fiecare persoană. Ele apar la diferite trepte de vârstă și joacă, așa cum am mai spus, un rol important în dezvoltarea personală. Sunt și valori morale, care ne ajută în viața de zi cu zi. Evident că sunt și valori civice, ce le dau stima față de patrie și participarea la dezvoltarea țării. Există și valori naționale, ce deosebesc fiecare popor în parte. La aceasta se referă atât valorile materiale, cât și cele spirituale. Mai pot fi grupate valorile
și în valori materiale și spirituale, individuale sau ale unui grup, valori vitale, ca și sănătatea, frumusețea, puterea și altele, morale, am vorbit mai devreme, estetice, științifice, religioase, economice, juridice, politice. Familia este o importantă comunitate bazată pe valori. Grupurile sociale ale comunității sunt de regulă constituite pe diferite baze, atât etnice, cât și culturale, religioase, politice și chiar profesionale. Ele își creează atunci propriile sisteme de valori, ce vizează direct comportamentul, tradițiile, obiceiurile, atitudinile oamenilor. Însă toate se aliniază principiilor din societate, bazându-se pe valorile general umane, adică valorile comune. Familia este grupul în care se pun bazele valorilor morale ale individului. Istoria a demonstrat că anume familia a fost principala sursă a dezvoltării principiilor morale și etice. În familie a început educația ta. Aici se formează vocabularul, modul de a te comporta, a fi receptiv la tot ceea ce vezi și auzi. Majoritatea valorilor însușite pe parcursul vieții le-ai preluat de la părinți, care sunt pentru tine modele bune de urmat. Valorile cultivate în familie sunt cele mai durabile, cum ar fi solidaritatea, generozitatea, dragostea, devotamentul, compasiunea, adevărul, respectul și multe altele. Ele te ajută să te gândești la ceilalți, să fii empatic, să-ți dai seama că lumea nu se mărginește doar la tine și că există multe alte lucruri importante. Familia îți dă rădăcini să crești, apoi aripi să zbori. În ierarhia valorilor, cele a comunității locale și naționale ocupă un loc important. Pentru orice națiune este important ca tinerii să-și cunoască trecutul și prezentul pentru a putea construi viitorul. Cu siguranță și tu te-ai întrebat cine ești, cum s-a format poporul tău și probabil ai învățat despre toate acestea la lecțiile de istorie. Fiecare popor se deosebește de alte popoare prin valorile formate de-a lungul istoriei. Valorile naționale dau viață și sens activității unui popor. Ca să cultivi și să păstrezi aceste valori, trebuie să devii o personalitate, să-ți iubești patria, limba, cultura, tradițiile și părinții. Fiecare persoană își construiește propriul sistem de valori. O bună parte dintre ele iese din valorile general umane. Ele se formează din copilărie și se completează prin socializarea ființei umane. La grădiniță, apoi la școală, apoi în alte comunități din care faci parte. Se dezvoltă prin aprecieri, atitudini, principii de viață și valorizări, apreciate în mediul în care te dezvolți. Valorile se pot modifica pe parcursul vieții, drept rezultat al experienței personale, al schimbărilor care au loc în societate. Totodată, sistemul personal de valori au un rol important în formarea și evoluția personalității umane, pentru că îi ghidează judecățile, opiniile, acțiunile fiecărui individ. Vreau să te rog să te gândești la valorile tale. Care sunt valorile care te ghidează în viață? Enumeră 10 valori care te caracterizează. Apoi, ierarhizează-le pe o scară de la 1 la 10. Când ai timp, discută cu părinții, cu prietenii sau cu alți adulți importanți din viața ta
despre valorile pe care le-ați prioritizat împreună. Apoi despre valorile care îi ghidează pe ei în viață. Mulțumesc! Succese! Mulțumesc.